ce să încep. Sunt foarte multe lucruri și foarte grave. Presupun că nici Satan nu putea, sau poate el da, să redacteze în termeni mai adecvați acel memorandum de la Strasbourg. Este înfiorător să observi că pas cu pas și punct cu punct sunt reluate acolo puncte din diferite programe politice care țin de la și ea în comunismul de tip trotskist-leninist. Nu știu dacă există altul de realitate. Și până la ceea ce se întâmplă în zilele noastre, în anumite cercuri, din păcate, din Occident, clipa de față. Dacă s-ar aplica un asemenea memorandum, s-ar desnaționaliza popoarele, s-ar dizolva națiunile, s-ar distruge moralul comunităților naționale și toată lumea ar fi un talbeș balbeș, o egalizare, o uniformizare, nu o populație, ci mai degrabă o turmă, după părerea mea. Imaginați-vă că că acest memorandum sau numele memorandumului de la Strasbourg i s-a fi făcut unui cor bisericesc, rabinatului de la Ierusalim, propunerea ca rabinii să se tundă, să se radă, să-și arunce vezmintele sacerdotale. Vă imaginați cu ce indignare ar fi primit și rabinatul, dar și credincioșii, mozaicii. Și de ce să nu cred că acest lucru s-ar întâmpla cu fiecare biserică în parte, bisericile fiind egale. Sunt mirat că nu se știe, eu cel puțin n-am știut până când am auzit la domnul Chiselev de acest memorandum, care mie mi se pare un adjuvant perfect al planului de schițat, nu de acum, de foarte multe vreme, de anumite foruri oculte internaționale care converg către globalizare, către New Age și către alte forme de organizare socială care nu au nimic în comun nici cu democrația, nici cu tradiția statală, absolut nimic. Sunt forme pe care societatea nu le-a cunoscut, nu le-a cunoscut niciodată. Se spune Sodoma și Gomora când este vorba despre concentrarea viciilor în anumite comunități omenești. Nu este chiar adecvat termenul de Sodoma și Gomora, sintagma, nu e adecvat la ceea ce propune Ministerul Educației prin acel site care a fost retras, pentru că Sodoma și Gomora erau comunități care nu aveau nicio legătură cu statalitatea. Statalitatea nu le impunea, n-a impus. Dimpotrivă, la nivel statal, în forma care era atunci, acum câteva mii de ani, statalitatea în niciun caz nu recomanda să se desfrâneze o comunitate întreagă. Ori acum, pur și simplu, ni se impune, ăsta este termenul. Deocamdată ni se sugerează. Dar se va ajunge, se poate, pentru că dacă e vorba de statalitate, e vorba și de coerciție. Ni se propune să ne desfrânăm in corpore, iar cei care nu se pot structura desfrâna, să accepte, să aplaude, sau în cel mai bun caz să se facă că nu observă nimic. Observați un lucru. Din capul locului, n-am nimic comun cu comunitatea europeană, sunt foarte conștient de faptul că e bine că suntem în NATO, că e bine că suntem în comunitatea europeană, engleză vrea, mi-or să revină, ați observat. Dar de aici până la nu observa că ceea ce face ceva acest organ e misiunea de comunității, într-un anumit sens, este să izbească în primul rând în biserică, în primul rând în religie, în primul rând și în cazul nostru al românilor, evident în ortodoxie. Observați un lucru la îndemâna noastră sub ochii noștri. Părintele a vorbit și e destul de greu într-un lume care apar din ce în ce mai mult bărbi, să zicem, barba la o anumită vârstă, dar în clipa în care părintele a pus pe sfinția sa vezmântul sacerdotal, imediat prestanța omului bisericii a ieșit în evidență. Ori asta vor să facă. Imaginați-vă, amintiți-vă că din capul locului au refuzat calificativul de creștină pentru Europa.
Europa care a fost flacăra creștinismului. Este foarte limpede. Ceea ce mi se pare mie în acest site al Ministerului, nu mai aveau nimic de făcut. Closetele din fundul curții, lipsa vehiculelor școlare, calitatea slabă a unei părți, a manuale, nu mai vorbim de manuale, haosul din învățământ, lipsa de cadre din învățământ, nu mai aveau nimic, nimic. Trebuia neapărat acest site care să... Și încă ceva. Ei nu știu unde să scoată cămașa de lipsa de bani și sunt gata să cheltuiască aproape 300 de milioane de lei pentru educație parentală. Care parentală? Căror părinți? Ălor care sunt în Italia și de-abia își trag sufletul ca să trimită niște bani aici? Copiii, zecile de mii de copii care fug de la școală pentru că nu mai au ce să ducă la școală? Nu, mie mi se pare apocaliptică, pur și simplu, poate m-am înverșunat, eu să zic, dar mie mi se pare îngrozitor, mi se pare îngrozitor. Și care stat, pentru că Ministerul este al statului, care stat face chestia asta? Statul care vrea să organizeze un referendum pentru apărarea familiei? Pe ce fel de stat este asta? Unde este logica a egalul cu A? Unde? Care logica? Ce? Nu, am impresia că trăim efectiv vremuri ușor satanice. Îmi pare rău că... Părerea mea este... Oricum eu sunt prin firea mea pesimist. Așa am atât. Perfect, perfect. Am atât. Scuze pentru episodul cu... Cum spunea Beatrice, că pesimistul e rafinat, optimistul e mai plăvat.